cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Teofan și prin sârguința și efortul părinților ostenitori ai Centrului de Formare Continuă, sectorul învățământ al Centrului Eparhial Iași, suntem un grup de 20 de părinți românahi din mănăstirile Arhiepiscopiei Iașului, din toate cele trei județe, Iași, Botoșani și Neamț, adunați aici la Mănăstirea Miclăușeni preț de câteva zile pentru a participa la câteva cursuri de specializare. La finalul acestor cursuri, părinții participanți vor avea o evaluare scrisă, în urma căreia vor avea posibilitatea să promoveze de la gradul debutant la gradul definitiv. De altfel, este și o bucurie a reîntâlnirii cu părinții din mănăstiri și nu numai cu ei, ci și cu părinții profesori ai Facultății Dumitru Stăniloae din Iași. Cei care participă la aceste cursuri i-au avut îndrumători și i-au purtat în rugăciune în mănăstirile în care au ales să viețuiască. Pentru noi este o bucurie mare că părinții care au fost chemați au răspuns la solicitarea noastră și au venit toți. Ziua de astăzi am încercat să îi punem început bun, am săvârșit Sfânta Liturghie, ne-am împărtășit. Părinții i-am văzut bucuroși, doritori să afle, cu puține emoții în privința evaluării, dar suntem siguri că totul va fi bine. Prin grija Părintelui Mitropolit Teofan, Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, organizează sesiunea de cursuri pentru obținerea gradului profesional definitiv pentru părinții monahi din mănăstirile Arhiepiscopiei Iașilor. Așadar, zilele acestea la Miclăușeni, la Centrul Social-Cultural de la Miclăușeni, au loc întâlniri între părinții monahi și profesorii Facultății de Teologie, printre care Părintele Profesor Viorel Sava, Părintele Profesor Ioan Vicovan, Părintele Profesor Ioan Teșu și Părintele Profesor Arhimandrit Natanael Neacșu, pe diverse teme special gândite, pregătite pentru părinții monahi participanți. Suntem bucuroși și recunoscători pentru întâlnirea prilejuită în aceste zile cu părinții monahi din Arhiepiscopia Iașilor, fiind prima întâlnire de acest tip și sperăm ca să fie de bun augur și să prilejuiască multe întâlniri de acest tip.